Cu mare bucurie vă spunem în seara aceasta, bine ați venit și Hristos a înviat! Adevărat a înviat! L-am auzit bine. Hristos a înviat! Adevărat a înviat! Amin! Suntem în seara aceasta cu toții adunați aici pentru un nume, în mod special și pentru o persoană. Pentru unii o persoană controversată, pentru unii, pentru alții o persoană dragă, dar o persoană care în istoria acestui pământ n-a putut să treacă indiferentă. În seara aceasta am onoarea să vă spun tuturor bine ați venit. Și fie ca șederea să vă fie binecuvântată și să fie nu doar o ședere, ci să fie una activă în care inima să fie încântată, încălzită de mesajul învierii, ca apoi să fim niște colportori a acestei învieri pe oriunde vom merge în lumea aceasta. Fiți bineveniți cu toții! Ne bucurăm că sunteți parte din concertul Lumină din Lumină. În seara aceasta, înainte dumneavoastră, sunt niște suflete speciale care au dorit să aducă prin glasurile lor, prin darurile lor, parte din lumină, ca să ne facă parte și nouă de Cel care ne este Lumina, Iisus Hristos. Spunem în seara aceasta, bine ați venit grupului vocal Unison. Ne cântă de aproximativ 4 ani și jumătate împreună, și se numesc Unison pentru că au un scop și acela să fie uniți în cântec pentru Dumnezeu. Prietenia, dragostea de muzică și de Dumnezeu îi motivează să repete, să cânte și să exceleze împreună. Mulțumim că sunteți cu noi! De asemenea, spunem bine ați venit grupului Enjoy Instrumental Music. Sunt tineri încântători, cu vârste cuprinse între 18 și 20 de ani. Se disting la flaut Jennifer Soare, trei viori, Andrei Sisu, Leonel Giovanu, Andrei Cristia, pe violă, Teodora Groșanu și pian, Marc Grigore. Motoul lor este muzica, este vibrația iubirii pe înțelesul fiecărei inimi. Mulțumim frumos! De asemenea, împreună cu noi, în seara aceasta, este Horațiu Ludușan. El este violoncelist în seara aceasta, este responsabilul partidei de cello de la orchestra de cameră radio. Îți mulțumim că ești împreună cu noi. De asemenea, spunem bun venit și cele care ne va încânta sufletul prin recitarea unor versuri deosebite, Monica Șerban. Continuăm să mulțumim celor care au răspuns invitației, Feras Sarmini și Roma Șcheir, pe care vreau să mai târziu, mai multe. Și bineînțeles, în seara aceasta și Luiza Stridon, care este o organizatoare de Luiza Stridon. Luiza provine dintr-o familie de cântăreți de muzică populară. A terminat Facultatea de Muzică din Craiova, secția Canto Clasic. Astăzi este independent singer, susținând concerte în toată țara noastră, dar și peste hotare. Mulțumim pentru această seară de neuitat, prin speranță și credință, spunem aceasta. Așa cum aminteam încă de la început, suntem în seara aceasta o familie creștină adunați pentru a-L onora pe Cel care ne dă viața și ne onorează cu aceasta în fiecare zi. Personajul Iisus Hristos, pentru unii doar un personaj istoric, pentru alții mântuitor, a fost cel de la care se numără anii altfel. Avem ani înainte de Hristos și ani după Hristos. În cercetările mele am găsit o scrisoare foarte interesantă, care a fost găsită undeva prin secolul XIX în niște arhive ale Marii Britanii. O scrisoare care este datată în anul în care Hristos încă era pe pământ și scrisoarea aceasta vorbește despre o situație care s-a iscat în poporul lui Israel. Împăratul Tiberius al Romei de atunci a primit din partea iudeilor, din partea preoților și cărturarilor mai multe scrisori, cum că există un personaj în Iudeia care tulbură neamul și care instigă pe popor împotriva Imperiului Roman. Astfel că împăratul Tiberius a cerut senatorului Publius Sentulus să facă o investigație amănunțită, să vadă cine este acest Iisus Hristos.
și vă redau ceea ce scrie în scrisoarea aceasta, scrisoarea pe care o trimite ca raport acest fidel senator. Începe el. Maiestății voastre și stimatului senat al Romei, din partea senatorului Sentulius Publius, proconsul, salutare. Am aflat că doriți să știți cele pe care vi le comunic prin această scrisoare. Trăiește aici un om care se bucură de mare faimă, anume Iisus Hristos. Poporul îl numește profet al adevărului, iar ucenicii zic că este Fiul lui Dumnezeu, Cel care a făcut cerul și pământul și toate cele au fost și vor mai exista în univers. Și într-adevăr, împărate, continuă el, în fiecare zi se aud minuni din partea acestui Iisus Hristos. Printr-un singur cuvânt, El dă viață morților și sănătate bolnavilor. Este de statură mijlocie și de o frumusețe fără seamă. Uimitoare și seamănă cu mama Lui, care este cea mai frumoasă femeie din lume. Părul său este ca aluna coaptă și îi coboară pe lume. Se împarte în două prin mijlocul capului, după obiceiul locuitorilor din orașul Nazaret. Fruntea lui este lată, exprimând inocență și liniște. Nici o pată, nici o zbârcitură nu se vede pe fața lui, puțin rumenă. Nasul drept, buzele subțiri, expresia nobilă, nu prezintă nici un argument pentru vreo critică logică, iar barba sa bogată și de aceeași culoare ca părul, este lungă și se desparte în două prin mijloc. Ochii săi sunt albaștri vineții, blânzi și senini. Privirea lui este însă așa de măreață, încât insuflă respect tuturor celor care îl privesc și care se văd siliți să-l iubească, dar și să se teamă de el. Lumina revărsată de fața lui este ca lumina soarelui, așa încât este cu neputință a privi pe cineva mai îndelung. Inspiră teamă acea lucire. Când însă povățuiește și sfătuiește, face aceasta plângând și atrage iubirea și respectul ascultătorilor. Se spune că niciodată nu a râs, dar ochii lui veșnic lăcrimează. Brațele și mâinile lui sunt frumoase. Este foarte plăcut când vorbește, dar foarte rar iese în lume. Cât despre învățătură, el atrage atenția întregului Ierusalim. Cunoaște perfect toate științele, fără să fi studiat vreuna din ele. Călătorește de sculț sau încălțat în sandale romane și cu capul descoperit. Se vorbește pe aici că asemenea om nu s-a mai văzut până acum prin părțile acestea. Mulți iudei îl consideră chiar Dumnezeu. Alții îl denunță că lucrează contra legilor maiestății voastre. Mă revolt împotriva acestor iudei pismași. Omul acesta n-a cauzat nicio nemulțumire niciunui om niciodată. Scrisă Ierusalim în luna noua al maiestății voastre preasmerit și supus servitor Publius Sentulus Proconsul. Aplauze pentru cel mai frumos dintre oameni. Aceasta este o scrisoare care aparține unui om care n-a crezut neapărat în ea. Însă noi credem. Și pentru că credem, primim lumină din Cel care este lumina. În continuare vă invit să gustăm din festinul muzical acestei serii.